săptămâna trecută la Next Star. Câștigătorul este Denisa! Rezolvați problema asta de matematică! În această seară, la Next Star! Tuturor, bună seara, bună seara, bun venit la Next Star. Ultimele întâlniri, ultimii omuleți care vin aici, ne apropiem de marile finale, s-a terminat. Încă nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Mai avem. Lasă-ne să mai avem. Seara asta abia începe. 20.000 de euro pentru, da, are dreptate Vasile, pentru un singur, unul singur. Lucrul cel mai important pe care vrem să-l spunem oamenilor care ne privesc e că Next Star e show-ul de televiziune care a creat tendințe și nu le-a copiat. Ah, ce frumos! E un show de televiziune care... Într-o lume în care toată lumea, toți ceilalți, într-o piață în care toți copiază, noi suntem cei care am creat tendințe. Next Star, să dea Dumnezeu să-i găsim pe omuleți. Ce-ai spus, Laura? Curajoșii. Și să dea Dumnezeu să găsim omuleți care peste 10, 15, 20 de ani vor umple televizoarele și paginile revistelor. Sunteți pregătiți să-i detectați, să-i găsiți? Domnilor, domnilor, Next Star! Bună, sunt Alice, am 8 ani și vin din Zalău. Alice îl moștenește pe tatăl ei, care este muzician, activat într-o fanfară militară și cred că de acolo îi vine talentul. A făcut școală militară în București și a învățat cu el câte ceva și când nu știu eu, mă ajută. Este sperietoarea ei, dacă pot să spun așa. În momentul în care ajunge acasă, se relaxează puțin de la școală și apoi începe studiul la pian. Eu vreau să mă fac când o să fiu mare artist, dar pe lângă meseria de artist vreau să mă fac și doctor. Vrea să se facă medic, deoarece și ea și surioara ei au probleme medicale și probabil este dorința ei de a ajuta, de a ajuta copiii în special. De multe ori are grijă de surioara ei și știe, mama mă trezește noaptea, mama Sofia are febră sau mama e rău Sofiei și cred că lucrurile acestea și-au pus amprenta și vrea să ajute. Îmi place să ajut oamenii, așa, nu știu, am o pasiune pentru doctorat, având în vedere că și mama este asistentă, toate astea mi se trag. Wow! Ultimele întâlniri, o spun încă o dată, copiii fenomeni ai României sunt la Next Star! Ne apropiem de marea finală, avem nevoie de un singur loc acolo. Bye. În seara asta unul singur va câștiga Alice! Uite, eu nici nu stau lângă tine. Tu trebuie să le primești. Ce faci, Alice? Bine. Mă bucur mult să te cunosc. Am vorbit noi așa despre una de alta. Auzi, arată-mi și mie pe mami. Păi arată-mi cu cine. Acolo cu e tata. Bine, e tati, mama. Tati, bună seara. Și să rămână mami. Și surioara e acolo. Să-ți prezint și eu juriul. Știi, tu mi-ai prezentat pe ai tăi, eu ți-i prezint pe ai mei. Muzică, dans, teatru, nu spune nimic. Da? Ok. Mami, okay, m-a impresionat maturitatea ei.
Am stat de vorbă și în culise. E un om... E... N-ai 8 ani, așa-i? Ba da. Nu? Ba da. 8 ani? Da. Fuh, mami, am convenit noi doi. Da. Împreună în culise, dacă țineți minte, că n-o să pomenim nimic despre boala lui Alice. A întâlnit mai mulți doctori la viața ei decât am întâlnit noi toți cei de aici la o la altă, cred. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Eu vreau să mă fac când voi fi mare, doctor. Doctor. M-ai întristat. Doar atât vreau să vă întreb, mami. Ați văzut multe spitale în viața dumneavoastră. De unde vă trageți energia, mami? De la bunul Dumnezeu și de la fetițele mele. De la amândouă. Încă o dată o spun, nu vorbim nimic despre asta. Pentru un om matur e greu să ducă așa ceva, dar... Auzi, la ultimul concurs la care ai fost, acum văd că ai o brățărică la mână. Dar mi-ai povestit că ai pierdut ultima brățărică. Da. Ha? Unde ai pierdut-o? Am pierdut-o ori la ora de pian, ori în... ori pe stradă, ori în timpul dansurilor. Îți aducea noroc? Îți purta noroc? Da. Uite, vreau să-ți fac un cadou. E talismanul meu norocos, este luat de la biserică, este sfințită. L-am văzut, ți-am văzut noroc la televizor adeseori. Eu fac cadou. Mie mi-a purtat noroc și tu faci, o găruiesc să-ți poartă cadou ție, da? Mulțumesc. Sigur, okay. Eu faci cadou? Da. Alice Connector! Nu mă pricep. Stai să încerc. Vezi, Connector a plecat. Păi să fie ăsta un început să-ți... Așa, deși redam. E bine? Așa, da? Da. Da. A? Da. Alice. Bravo. 8 anișori. 8 ani. Atât. Mami, să fie cu noroc. Succes, Alice. Bravo, Alice. But in your eyes, you sorrow
Cred că ai 8 ani. Ce ai rămas așa? Din ce ați rămas voi așa? Nu ne-am așteptat dintr-o făptură atât de gingașă și sensibilă să iasă un glas și o piesă, în primul rând, atât de grea. Mulțumesc mult! Bravo! Nora, bravo! Te văd năucită! Sunt, ai o sensibilitate. Ai o sensibilitate, Alice, care a fost pusă foarte bine în valoare de această piesă. Mulțumesc! Mă bucur foarte tare că te-am cunoscut și este incredibil cum orice problemă de sănătate ar avea un artist, el nu știe decât să se exprime prin arta lui și să emoționeze toate inimile. Lora, cred că e important, vreau să o spun neapărat asta. Aveți îmbrățișerul unei țări, mami, pentru tot ce faceți. Mulțumim! Nici nu vă imaginați! Nici nu vă imaginați! Dar e mai bine... E mai bine să nu vă imaginați! Mulțumim, mami! Bravo, Alice! Bravo, Alice! Excelent! Ce poți să spui? O altă calitate a ei, în afară de faptul că e foarte sensibilă, nu dacă ați observat, e foarte distinsă. Da. Da. E maturizată, are o noblețe. Da, o eleganță. În afară de maturizare, are o noblețe a ei, s-a născut cu ea. Da. Pentru că nu râde mai mult decât, știi? Are un zâmbet. Ai văzut cum oftează? Trist. Și oftează. Ai văzut cum oftează? Mi-a rupt inima. Păi probabil și forța glasului cu care ne-a delectat pe scenă vine de acolo, din adânc, unde există ceva. Era o forță, nu știu dacă era o forță neapărat în voce, ci... Mai mult... Nu știu, așa am citit. Mai multă trăire, dar nu, ea nu avea strigăt, forță, așa, ca un strigăt, strigăt, așa, de copil. Da. Singura ei, cred că e singura ei plăcere. Da, păi încă o dovadă că un remediu extraordinar rămâne muzica. Da. În orice, dar, în orice problemă. Da. Exprimarea ta ca om, ca suflet. Să aibă o liniște mai mare decât originalul. N-am împiedicat o durere de înăuntru. Vezi că la un moment dat era prea jos. Se exprime mai liniștit. Dacă a fost atent la piesă, era puțin jos și a știut să păcălească. A făcut bine. A cântat corect. Adică a preferat un sunet corect decât unul... Decât să respecte perfect linia. Și a ales și piesă grea. Câți părinți cunoașteți voi care să aibă copil bolnav și care să nu-l izoleze undeva în casă sau undeva pe la spitale și atât? Păi nu, asta este... Este incredibil, într-adevăr. Mama că face asta. Asta este. Mama trebuie felicitată pentru că își motivează fetițele să meargă la... dans, la muzică, la balet, la pian. Da, a fost atent la început. Da. Face și dans. Și pian. Face și pian. Și a cântat, cu vocea. Pe lângă toată boala, pe lângă toate problemele, a cântat foarte bine. Impecabil. Și distins, așa cum a zis Relu. Bine! Urmează în câteva minute. Eteneul era chiar ce... Haide, bre, traduceți-ne! Stai, bre! Bine mi-ți dă bără, bătură muzicăre. Deseori te gândești... Lora, Connector, uitați-vă la fetița aia din brațele mamei. Uitați-vă la ea. Și nu-ți vine să crezi prin câte încercări trec ei. Bună, sunt Rumina, am 10 ani și sunt din județul Neamț, localitatea Buhonca. Mie îmi place să cânt, îmi place să desenez, îmi place să merg cu tatăl meu la fotbal, îi fac galerie. Eu merg cu tata,
cu mama și cu fratele meu la fotbal în fiecare săptămână. Știu foarte mulți fotbaliști. Știu pe Mutu, pe Tete Rușanu, care este, am văzut că este un portar foarte bun. Pe Gianni. Pe Kirikes. Mie mi-a plăcut cel mai mult la Messi. A jucat foarte bine. Chiar a primit la sfârșit un premiu pentru cel mai bun jucător din acel meci. Romina și cu frățiorul ei sunt două firi puțin diferite unul de celălalt, dar ea un pic mai ambițioasă și o fire mai iute, el mai temperat și mai liniștit, va ajung la o linie de mijloc și se înțeleg destul de bine. Îmi place să merg la biserică câteodată. Eu sunt într-un grup, se numește Mici Misionari, și noi facem niște activități. Strângem bani pentru copiii din Kenya. Cea mai mare sumă pe care am strâns-o este 16 milioane. Hey, ultimele bilete pentru finala Megstar! Suntem pe final! Bună seara! Da. Mâncalar, mama de puișor. Romina? Da. Romina, da? Da. Romina vine dintr-o localitate de care toți românii care se uită la televizor acum n-au auzit. Sută în sută. Nici pariu că n-ați auzit. Cum îi spune? Buhonca. N-am auzit. Vasile. Buhonca. Unde vine asta? Stați mai puțin, poate, domnul GPS, domnul Vasile. Roman, mă, na! Acum? Asta e GPS, Vasile! Păi noi sunăm pe Vasile, știe tot, pe acolo vine prin Moldova, așa-i? Da. Bravo, domn Vasile, cum vine asta? De la Groenlanda la stânga? Da, da, înghețardă. Ce mai întrebe? Buhonca, la noi vin copii din toată țara, din toate orașele, de peste tot, de toate... Tu ești catolic, așa-i? Da. Eu sunt ortodox, am avut aici un puș pe care îl chema Omar. Ai auzit de Omar? Da. Omar e musulman. Talentul contează la Next Star, corect? Mi-a plăcut foarte mult de tot, Romina, când mi-ai povestit că ți se întâmplă de multe ori dimineața să mergi la biserică înainte de a te duce la școală? Da. Ce frumos. Dimineața? Dimineața. Adică la ce oră? La 6 plec la biserică. Mă trezesc și plec la biserică. Tu vorbești serios? Da. Treci pe la biserică și apoi te duci la școală? Da. De ce? Pentru că Iisus este prietenul meu. Oh! Ah, excelent! Până la urmă, Dane, să ne amintim ce spunea Domnul Iisus Hristos, nu? Lăsați copiii să vină la mine. Câți ani ai? Te mai întreb o dată? Am 10 ani. Sigur ai 10 ani? Da, sigur. Am rămas așa mai blocat, știi? Mă gândesc, ce să mai vorbesc eu cu tine? 10 ani? Da, 10 ani. Facem aici, am stabilit noi să facem, da, cu ei? Da. Da, ok. Avem o rugăminte pentru jurul. Puteți să vă ridicați în picioare, vă rugăm de tot, mulțumim. Sigur, sigur, da? Cum okay. Să nu? Astăzi e o zi specială. Mami, e ziua lui mami. Azi e ziua lui mami. Stați așa. Jurați. De tutonul, de tutonul. 1, 2, 3 și... Mami. Ce cor, mami, la mulți ani, să ne dea Dumnezeu sănătate! E ziua ei azi, așa-i? Mulți ani! Și mi-a plăcut că nu, mulți ani trăiască, no, nu, mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea. Noi am auzit ceva din vocea ta, dar asta e doar începutul. Pregătiți-vă! Prietenul tău e în toate lucrurile frumoase, chiar și aici, la Next Star. Succes! Ea e Romina! Written in this world's sadness.
poveste, e cu poveste. Normal. Eu vreau să te felicit pentru că ai o forță în voce încât ne-ai făcut să ne ridicăm de pe scaune. Ai o forță și o energie frumoasă pe scenă. Ai controlul scenei. Cred că ai mai cântat pe scenele mari, nu? Da, acolo la... cum îi spune satului? Buhonca. Acolo la Buhonca există 4 televiziuni în sat. Da. Așa pare, Dane, să știi. Are controlul scenei. În afară de forță are și multă sensibilitate. Romina m-a făcut pe mine să descoper un lucru. La Nextar vin voci bune și foarte bune. Oricum ar fi vocile, niciodată. Mă uitam la oamenii din public. Cred că în sat sunt cam tot atâția. Nu, sunt mai mulți la noi, așa e, decât la voi în sat. Da, sunt mai mulți în public. Nimănui nu i-a pirit niciodată de-a lungul show-ului Nextar zâmbetul de pe față. Întotdeauna zâmbetul lor rămâne.
Așa este, îți pentru că se mai locuiește cu lacrimi, dar tot datorită talentului lor. Mai apar și lacrimi. Dar, într-adevăr, ești foarte talentată, o piesă grea, cu niște intervale care, dacă nu știi să cânti și nu știi să respiri, imediat poți să fugi de acolo, intervale? De pe note. Ce intervale? Nu mai contează. O să te uiți tu când ai să, unde ai să mai notele crești. Notele muzicale, măi. O adică să la înregistrare și o să... Vă lăsăm pe voi că noi luăm pe bine, intervalul ăsta, bine? Bine, lasă. Da. Bravo, da. Cu bau, bau. Hai pe intervalul ăsta, da. Bă, frumos, mă, la poveste, mă, cum, bă, cum, da. cum se tăvălea, uite cum era Vasile, aia mică. Vasile, ce s-a întâmplat? Uite, sunt aia mică, ăștia, îndrăma Vasile din nou. Stai, mă, pe ce vreau să... A fost chiar frumos momentul. Da, montare extraordinară. Foarte frumos. Și fața frumoasă și forță în glas. Poveste superbă, dar cu căldură, o forță exprimată cu căldură. Căldură deosebită. Normal că experiența... O singură chestie, experiența vine cântând. Plăcut, au o senzație de festival, la niște chestii și mâini întinse și de atât, dar în rest... Multă, prea multă bunătate, da, zic eu, nimic comercial, așa. Nimic bă, comercial, deci prea multă bunătate. Bă, deci voi față de mine, mă, tot timpul. Ce, mă? Dumnezeu, mă, m-am nimerit. Răutate ai văzut sau ce? Nu, prea multă bunătate am văzut. Nu, nu, de lor, de nu, contra. Nu, dar adică, cum să spui prea multă bunătate? Da, bă. Adică gesturi sensibile, gesturi ca la festival. Bine, așa e, așa era mesajul, așa e povestea. Da. Și eu exprimat pe te referi la gesturile de festival? Nu, dar are calități, fetița, e drăgălașă. Nu, ce vrei, mă, să mai... forță în voce, mi-a experiența făcut vine... Asta e cel mai vocea simplu. În față, în mască, frumos, aude... Da, se aude frumos, e poziționată frumos. Da. A cântat foarte impecabil, bine. Da. Bună, sunt Carmen, am 12 ani și vin din Comuna Tupilat, județul Neamț. Sunt un copil foarte energic. Nu pot sta pe loc, nu am răbdare. Nu stă locului o secundă. Deci, în orice moment, ea trebuie să facă ceva. Cu mâinele, cu picioarele. Deci, și atunci când face vocalize, mereu se mișcă. Și-a dorit foarte mult să ajungă la Next Star. Acum 2 ani a mai participat odată cu muzică populară, dar abia a început să școala populară de artă. Ea de la 10 ani, practic, s-a înscris la școala populară de artă și de atunci a început să participe la concursuri. Și atunci, într-o doar, avea câteva luni de când începuse școala populară de artă, doamna profesoară ne-a spus, nu vreți să mergem la Next Star, că se fac preselecții? Hai să încercăm. N-a trecut atunci, m-am spus, era... foarte puțin pregătită, abia a început să școala populară de artă. Au trecut 2 ani de atunci, ea a terminat școala populară de artă între timp. Mi-am dorit foarte mult să ajung la Next Star, deoarece este o experiență în plus, pot arăta lumii talentul meu și îmi place foarte mult să particip la concursuri. Aplauzele tale, Carmen! Primește-le! Ce mândră e Maria când se uită la tine! Să rămână, Carmen! Cum e? Câți ani ai, Carmen? 12 ani. 12 ani. De unde vii? Din Comuna Tupilat, județul Neamț. Tupilați, așa îi spune? Tupilați! Da, mă, lângă Hanu Ancuței, mă! Ia uite GPS-ul! Da. Tupilați! După porți, normal că din Moldova, dintr-o Moldova, zonă. Vreau să spun, Maria. Da. De lângă Partișești, mă, nu-i mult de la Partișești. Țineți minte, așa e, Moldova, dar Maria, că tot vorbea din aur, după porți, pui. Îi zicem? Vrem să te rugăm ceva, Maria, dar spune-i tu, că e... Păi, iubesc folclorul din toate zonele țării. Foarte și frumos. În această seară. Îndrăznesc să cânt o doină de oltenie. Adică e voie poate. Să cânte o doină oltenească îmbrăcată așa? Cum să așa? Nu aibă voie? Sigur că, dar muzica, dacă are calitate și, eu știu, copilul sau interpretul e talentat, poate să cânte din lui orice zonă. Lui Carmen îi place folclorul românesc, spuneai, este, de peste tot. Dacă e româncă, e în normal. Seara asta ar vrea ea moldoveancă, fiind s-o dea pe oltenească, nu? Tu ai cântat, de fapt, la o sumedenie, la o mulțime de festivaluri, da. Afară, în străinătate, în România. Unde ai fost ultima dată? În Turcia. În Turcia? Ai cântat muzică populară în Turcia? Da. Și ce ai cântat? Ce ai cântat acolo? Piesele mele. Muzică populară? Da, muzică populară. Unde în Turcia? În Bergama.
Bercum? Bergama. Asta nu în Turcia, în Italia, Bergamo? Nu, nu. Bergama. Bergama, pe unde vine asta? Bergamo, Bergamo e în Italia. Izmir, 2 km, voi în dreapta. Izmir, iar de GPS-ul, Vasile Mănoară. Ce cred că e Izmir. Ce mai întreb? Vreau să vă spun un lucru, apropo de asta. Carmen a fascinat zona Izmirului în seriile festivalului, a ridicat săli întregi în picioare și avem dovada. Tu habar n-ai de asta, dar suntem în legătură directă cu organizatorul festivalului din Turcia. Ia uite! Iașamnar, cum îi zice orașului, Bergam, Iașamnar. Bergama, domnule, bună seara, suntem în legătură directă cu dumneavoastră, Carmen, aici. Carmen, îl chemiz de organize ettiğimiz festivalde görme fırsatını buldum. Kendisini gerçekten çok beğendim. Sesi olarak, yeteneği olarak gerçekten Haydi çok bre, iyi. Haydi bre, traduce-ți-le. Cum? Kendisini ülkesinde ve Türkiye'de ileride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Alo! Onu daha çok Alo! Ve her zaman iyi yerlerde görmek istiyoruz. Păi, traduce-ți-le și nouă, băi! Păi, dacă nu știm... Nu, onun en çok sevdiğim özelliği ülkesinin... Çok güzel, băi, fratele. Geleneksel... Çok güzel. Kültürünü yaşatması, o kültürü bizlere tanıtması... O özelliğini gerçekten çok beğendim. Stai, bre! Günümüzde böyle bu tür müzikleri fazla göremiyoruz. O yüzden Carmen'i ülkemizde de görmek istiyoruz. İleride onun gerçekten çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Onu gerçekten çok iyi, çok beğeniyorum. Her zaman iyi yerlerde olmasını istiyorum. Lasă că-i turc! Băi! Brei! Gördüğüm ve tanıdığım kadarıyla da gerçekten yetenekli birisi. Hai cu translatoru! Ülkemize umarım en yakın zamanda gelir. Orada da yeteneklerini daha iyi şekilde, daha güzel sergileme fırsatı bulur. Ce zice? Romanya'da da daha iyi yerlerde olmasını istiyorum. Her zaman onu güzel yerlerde görmek istiyorum. Ağız çıkart, ağız negrule çıkart. Umarım ileride çok iyi ses sanatçısı olacak. Çok iyi yerlerde olacak. Ona buradan selamlar gönderiyorum. Kendisini çok seviyorum. Ve ilgili... O açică, all inclusive, all inclusive. Umarım iyi yerlerde olacak. Cum a fost de fapt, şu anda Ștefan cel Mare. Alo, bă, ești turc! Yaşı itibariyle... La revedere! Heyecanlı olabilir. Çugu! Daha tecrübesi olmayabilir ama... İleriki zamanlarda... Sesinin ve tecrübesinin oturacağına inanıyorum. Daha düzenli olacağına inanıyorum. O yüzden bizler de ona her zaman yardım... Yok, şakma mai var. Păi, negrule, abar n-ai a zis că tu ești cel mai mare prezentator. Da, da, și că ești superstar în Turcia acolo. Și te așteaptă într-o vacanță la Cușa Dașin sau la Antalya. Data viitoare, când mergi, promitem că aducem un translator care poate să facă legătura, da? Cu Turcia. Da. Maria a tradus-o. A fost de bine sigur. Da, el vorbea. Da. A fost de bine sigur. Cred, salutăm. Cum îi zice orașul lui? Bergama. De unde? Din județul lor, cum îi spune? Cine her zaman, iyi bir şekilde tanıtmasını, ülkesinde başarılı olmasını diliyoruz. Onu çok seviyoruz. Ülkemizde görmek istiyoruz. Ben care vorbește Türkiye'den de her zaman takip ediyorum onu. Bai, ia stai, stai. Yakın en bir takipçisiyim. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Hai, vorbește, dai, dai, dai. Fratele meu, nu știu ce zici, dar ai dreptate. E și foarte impresiv. Doamne. Salutăm Izmirul și noi! Toate cele bune! Da. Carmen! Și Bergama! Băi, ești turc, nu înțelegi, Carmen, cucerește-i, da? Română cânti? Da. Sigur română, da? Sigur. Carmen din Moldova! Bravo!
frumuțe și lumea că se tot în aprincu dați în joc. Dar nu știu eu n-am să dorm și nu-s vrednic din loc. Măi, cum să mă facă Dumnezeu dacă nu-s vrednică eu, măi? Mărnicuță-ți n-a jucat și-o leacă la sarcat. Ia uitați-vă, mă mai ghini! Mai ești și nevoc ca mine! Vreau să spun ceva. Ce ghezel, ești când bine bine serbiorăm. Jute mine, gâtgen mal, Suleiman, Hülker Turbo. Baclava! Maria, cum a fost Maria? Maria Cârneci. Vreau să te felicit. Ai o voce extraordinar de frumoasă. Ești foarte dinamică pe scenă. La strigătură, unde e greu voinicului, ai tras bine și... E greu voinicului. Ai... Da, 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 da. Și ai păstrat ritmul și mulțumesc. Și... Vreau să-ți mai spun că... Puțini interpreți, chiar consacrați, se încumetă să cântă din alte zone folclorice, pentru că dificultatea și impostația și, mă rog, stilul este greoi ca un moldovean că să cânte din Dobrogea sau din Maramure, da, sau... Hora moldovenească, eu vorbesc de Doina, de prima Doina piesă, da. Ai cântat-o foarte frumos și chiar mi-a plăcut că... Mulțumesc! Chiar mi-a plăcut și se vede treaba asta, că iubești și îți place muzica populară, indiferent de zonă. Bravo! Bravo. Carmen! Eu stau cu mâinile pe ea, dacă ați ști cum tremură. Și bravo, e și foarte frumoasă, asta e. Vă lăsăm să vorbiți, ne-am plecat, mulțumim tarafului! Bravo! Bravo! Bravo. Deci, ăstea mici, eu n-am ce să-i comentez. Pe cuvântul meu. Da, a cântat foarte... N-am ce să-i comentez. S-a popular. A venit de excepție momentul. Deci chiar n-ai ce să zici. Impecabil. Ce să zic, că sunt fericit. Dar încă o dată... E un sfert de oră de la mine până la tupilați. Da, asta e. Fiecare să cred cum aceleași chestii de 4 sezoane la muzica populară, da, știu ce zici. Îmi dau aceleași, da, stări. Nu pot să controlez. Este incredibil. Dar știi că eu am... Vine să plâng mereu la Doina. Eu, din punctul meu de vedere, dacă aș cânta muzică populară, aș veni și aș începe cu Doina și aș termina cu Doina. Eu n-aș ieși din Doina, da, crezi? Eu aș începe în Doina și aș termina cu Lora. Ai, mă, băi. Deci, știi cum? Numai în Doina să văd cum plânge, cum plânge, cum plânge, cum plânge, cum plânge. Știi cine sunt eu? Profesoara de karate. Și noi credeam că ești blondat de la drept, da. Hai, mai vorbiți voi, că poate vă pomeniți cu un picior, dar Lora peste carotidă. Știi cum, pe aici? Și te întrebi așa ceva, sincer. N-ai vreo în finală? Ba da. O bună? Absolut. Bună? E de finală. Este. Dar ce să facem cu asta? Mai multe perfect. La populară. Imagine, îmbrăcăminte, a cântat și de colo. Poziția. Și de colo. Dar cum se de ce să ținem una așa? De mândră ce e. Aia e la Moldova. Și ai văzut cum a dansat pe vârfuri. Da, de ce pe vârfuri? De ce? Asta e specific Moldova. Ne trebuie tocuri. E așa mă duc eu acasă tot pe vârfuri. Și dacă avem o pitch, ne prefacem că avem tocuri. Auzi, așa se duce și Pepe acasă pe vârfuri, dar la 5 dimineața. Da, m-am prins. Urmează în câteva minute.
acesta este un bebeluș. E foarte bine că îl arăt, ca nu cumva să-l confunde cu un sipus. I'm 10 years old and I'm from Malta. I like to obviously sing and dance. I like also dancing and drawing and football. I play with my brother at my grandma's house. We have a lot of fun and I just like it because I'm a fan of sports actually. My favorite football player is Messi because he's good. And he's also very cute. I don't know much about Romania, but I have a friend that lives in Romania, and she was in Malta a few weeks ago, and she said, oh, I wish to see you in Romania, and if I have the chance, maybe I'll see her. And then, yeah, when I told her, she was like, oh, you're gonna be on Next Star? And then I was like, yeah, I'm gonna meet her, I hope. I am very proud of her. I am not just proud of her because of her talent, because she sings. I'm just proud of the little girl she is. Căutăm omuleți talentați, indiferent de graniță. Am stabilit asta, da? Indiferent de limbă, de țară. Am adus o nucă. Next Star-ul e o nucă greu de spart. O să vă placă puștoaica. Vine din Malta și pregătiți-vă pentru un show de excepție. Veronica e din Malta și încearcă să cucerească Next Star-ul. Copiii fenomeni ai lumii sunt în serie de joi la Next Star. Veronica! Malta. Câți ani ai, Veronica? Malta e o țară care dă multe voci frumoase lumii. A ridicat nivelul foarte sus, așa este. I'm 10 years old. 10! Am 10 ani. Știi ce e asta, Veronica? Nuts. O nucă. Next Star-ul e o nucă greu de spart. A participat la multe, multe, multe evenimente, fenomene, concursuri internaționale. Hai să vedem cum o fi la Next Star. Pepe, anunță-ți tu bandul. În seara asta i-am adus Veronica, e un band special, un band cu care ea va cânta live. Sunt băieții tăi. Hai, cheamă-i bandului Pepe din în seara asta să însoțească pe Veronica. Marele premiu de 20.000 de euro. Veronica din Malta țintește premiul ăsta. Bună seara, băieți! Vreau să vă propun un lucru. Țineți minte că adeseori mi s-a întâmplat să vorbesc despre pomul lăudat și să nu fie chiar atât de lăudat. Nu spun mai multe, dar credeți-mă, s-ar putea să spargă nuca asta în seara asta Veronica din Malta. Pepe, ține. Next Star, doamnelor și domnilor, pregătiți-vă pentru un fenomen! Storm in the sky.
ce nerv. Just be the best of my daddy said to me. Always use humor as your therapy. Yeah. Don't ever take life too seriously. Just do you, cause you do you so perfectly. Oh yeah. Oh yeah. See, mama knows best. See, daddy, daddy knows best. See, mama, mama knows best. Yeah. Dăm pantoful tău, dăm pantoful tău, te rog, give me your shoes, please. V-a dărâmat, așa-i? E tenuca. Maxim. E tenuca. Știi că v-am zis că e o, e o nucă greu de spart, țineți minte? Nextarul? A? E o nucă greu de spart, nu? Păi și eu. Dă-mă la mine că o sparg eu. Gata. Asta e. Din Malta. Pepe a spart-o cu degetele. Am văzut eu într-un film cu ce căcear. E pe filmare, să știi. Excelent! Bravo! Connector! Credeam că... Și așa și este, de obicei este invers, adică părinții controlează copiii. În seara asta un copil a controlat atâția părinți, extraordinar! Nu? Oameni mari, extraordinar! Are un fel de a comunica și cu bandul și cu publicul, fantastic! Ești foarte talentată și ne bucurăm. Am mai fost o fetiță din Malta într-un sezon la Next Star. Și este extraordinar cum s-a creat așa faptul că ai venit și tu și ești al doilea, a doua voce din Malta care alege Nextar. E așa, parcă suntem mai aproape unii de alții. Ești extraordinar de talentată. Este incredibil cum din cineva atât de micuț și firav poate să iasă o voce atât de puternică. Mulțumim din suflet. Ne-au tras mulți de urechi că am adus... Omuleți fenomen și din alte țări. Am avut indieni, italieni. Românii e rău asta? O asemenea energie nu ai cum să rămâi doar în Malta. Da, dar e rău dacă energia asta cucerește trofeul la Next Star și sparge nuca la Next Star. Dacă e talentat și are toate datele, copiilor, pentru că se face un schimb de experiență în primul rând între ei. Și câștigul nostru este că o să spună toată lumea că suntem totuși o țară cu oameni corecți. Vă lăsăm pe voi să vorbiți, noi am plecat, mulțumim bandului, ea e Veronica din Malta! Bravo, Veronica. Ce seară! Thank you, Veronica! Bă, ce ai putea spune? E greu să cânti cu band. A cântat bine, a avut o energie foarte bună. Uneori pe zona acută mie mi s-a părut că n-a ajuns pe notă. Uneori, dar energia ei a contat foarte mult. Sunt totuși că band-ul poate acoperi... Au avut și suflători și... S-a auzit foarte bine, s-a auzit perfect. Într-adevăr, la intonație a avut un pic. Insesizabil aproape, dar mi-a plăcut foarte energia mult. Ei a fost energia bună. Și stă bine pe ritm, adică a stăpânit grupul. Și a... Interpretare stă puțin bine. Ca și improvizat și... foarte mult. Da, a improvizat foarte mult. Imprevizibil, a avut momente imprevizibile și finalul care a fost... Ea a improvizat și mie mi s-a părut că e o cântăreață care cântă foarte bine cu band. Despre asta e vorba, știi? Adică n-a venit să facă circ, a venit să cânte și să interpreteze o piesă foarte bine, exact ca un trupă. Măi, stai puțin, să luăm și în calculul lor, care 10 ani, totuși sunt copii. Este extraordinar de bună, păi asta am zis, e foarte bună. Nu e bandul ei. Da. Și asta mai e un aspect, că nu e obișnuință. Să cânti la 10 ani cu band în stilul ăsta, mi-a plăcut siguranța ei. M-a impresionat. Și cred că a repetat mai devreme, înainte de emisie cu bandul. Că păi da, nu știi că așa e? De-aia, viteza la care se întâmplă lucruri aici este foarte mare.
Și de-aia e nevoie de cei mai buni dintre cei mai buni, copii într-adevăr speciali, supradotați. Da, și faptul că ești ca talent, o țară ca intelect, străină, că deja mai ești talentat. Mi-a plăcut cum a acoperit scena, mie mi-a plăcut cum a comunicat cu noi, mi-a plăcut cum a comunicat cu fiecare dintre instrumentiști în parte. Asta înseamnă să fii artist, până la urmă. Și a cântat doar pentru ea, a fost un dialog alături de instrumentiști. Mi-a plăcut să mă duc pe acolo. Da, mă duc la ala, foarte tare. Și băieții care știu să ridice, extraordinar, extraordinar. Bună, mă, să-ți poarnu ca. You can see my heart. Urmează în câteva minute. Hai, lumea Pepe, lumea Pepe! Lumea Pepe! Conecta! Ce nervos e Pepe! Bine, conecta! Sunt Alexandra, am 11 ani și vin din Buftea, județul Ilfov. Mie îmi place să cânt, îmi place vocal și la chitară, fac de 2 ani chitară. Îmi place foarte mult să mă joc cu frățiorul meu mai mic de 3 ani, Andrei. Și în timpul liber îmi place foarte mult să mă plimb cu familia în parcuri, să merg la magazine cu mama mea, la restaurante. Am ales chitara la sugestia părinților mei și după aceea am început să fiu mai curioasă, să aflu toate acordurile, să compun chiar melodii. Am luat o poezie de Mihai Eminescu și am cântat-o. Și am văzut că a ieșit bine și am cântat-o și profesorului și i-a plăcut. Odată cu apariția acestui copil în viața noastră, viața s-a schimbat în bine, adăugându-ne multe bucurii, una fiind și prezența ei la Nexstar. Hei, să ne bucurăm că avem! O spunem iar și iar și iar! Cuvița roșie modernă 2014! Și domnilor, sunt la Nexstar! Alexandra, îmi placă... Ce zice-o, bucanci? Ule, Cuvița roșie 2014. Păi da. 2014, noi suntem corect. Final încă de an chiar. Da, da, da. Spre final. Areți așa de petrecere, de chef. Mi-a povestit Alexandra, să rămână mami, bună seara tati. Mi-a povestit Alexandra în culise că tot vorbeam de petrecere. Ai fost tu la o petrecere de fițe cu niște colegi cu... da? Fițe, și când te-ai întors... de acolo acasă, la ai tăi, ți-ai dat seama, de ce ți-ai dat seama că, ce mi-ai zis? Că sunt lucruri care nu le poți cumpăra cu bani. Ce tare, la 11 ani a descoperit că sunt lucruri pe care banii nu-i pot cumpăra. Așa e. Dar-i prins repede, foarte bine. Noi suntem mulți aici care n-am descoperit asta. Da, da, mai ales. Și n-avem 11 ani. Alexandra, îți dau un exemplu de ceva ce nu poți să cumperi cu bani, da? Aplauze puternice! Nu le poți cumpăra cu bani. Sunt ai tăi, cucerește-i. Bravo, Alexandra.
trigger. Say a prayer. Do you say? E grea, mă, că-i jos aici. Sometimes it helps. And then I get scary thought that it's here. Means it's never lost. And you can see my heart. Auzi, vreau să fac o glumă acum. Deci e clar, negri cresc pe plantație. Da. Bravo, Alexandra! Wow, ce frumos wow, ai cântat! Wow. Alexandra, tu studiezi? Da. Da? Ai profesor de canto? Da. Bravo, ai cântat foarte modern, așa, nu știu... Da. A cântat multe? Exact, s-a văzut stil, foarte modern. A cântat în stil modern, așa, cântat, chiar eram curios dacă e autodidac sau nu. Țineți! Iartă-mă, Laura, te rog. Ești foarte, foarte talentată. Mulțumesc. Am o singură rugăminte la tine. E evident că îți place foarte mult Rihanna și îți place mult această piesă și s-a simțit pentru că eu am auzit un fel de imitație. Adică nu te-am auzit pe tine foarte mult, cât am auzit exact tehnica folosită de Rihanna, aceleași lungimi de vocale, aceleași floricele. Laura, e un copil, încă da, bineînțeles, de aia spun, tocmai de asta îți spun, că e foarte periculos să... Adică, uite, imitațiile sunt pentru oameni mai mari, care au deja stilul format. Aici avem un campion. Stai puțin, că până la urmă stilul fiecăruia este un ansamblu de informații. Așa este. E bine să arăți că poți. Bineînțeles, dar noi apreciem foarte mult și originalitatea interpretării. Doar atât vreau să vă spun. Dacă țineți minte, Alexandra mi-a spus că sunt lucruri la 11 ani, a descoperit că sunt lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Corect. Lacrimile lui mami nu pot fi cumpărate cu niciun card. Le-am văzut adineauri. Și acum tot ce vrem noi să facem, e Connector, vreau să te rog să te uiți la Laura. Laura, trebuie să uite la... Așa. Ciondăniți-vă, noi plecăm. Hai. Smecher negru ăsta, mă. Vezi? Nu, dar asta am simțit la... Nu era mai bine să rămână după plantație. Nu, până la urmă,
Chiar dacă a cântat în stilul Iani... Da, nu a cântat în stilul Iani, a cântat, a imitat vocea foarte bine. Deci vocea Iani la vârsta de 10 ani ar fi fost exact... Eu nu știu dacă a fost imitație, a fost imitație. Eu știu, deci eu știu fiecare chestie de la piesa asta, că și mie mi-a propus, și crede-mă că am studiat-o. Și este imitație. Nu e un lucru rău. E un lucru rău doar dacă nu ți se atrage atenția la timp, să nu faci, știi? Păi adică e important. Puțin, are 11 ani, n-are... Stai-mă puțin, mâine, poi mine o să-i placă Beyoncé. Și după care o să-i placă Maria Tănase, probabil. Da, dar tu când cânti o piesă de-a unui artist și faci un cover, e foarte important să îl faci ca tine, din punctul meu de vedere. Da, mă, dar și eu când eram mic, cântam de la Snoop Dogg, el cânta de la Gypsy Kids și mai târziu ne-am format. Adică așa este, dar este un chiar dacă am compus piese în limba română, oamenii spuneau, uite, mă, seamănă cu Gypsy Kids. Da. Da, bineînțeles. Fiecare se inspiră de la cineva până își găsește. Nu, asta înseamnă stilul. Tu ai stilul. Rămas. Auzi, eu altceva am văzut. Știți ce vreau să zic? Altceva am văzut în fetița asta. Știu că îmi place, că știu că vă place să mă cânt. Dar eu n-am negat calitățile ei. Minunat. Și eu am imitat foarte multe voci, dar mi s-a atras atenția. Este o prezență. Mai ales într-o competiție unde nu trebuie să imiți voci. Da? Că originalitatea îți, da, personalitatea nu se vede în imitație, personalitatea se vede când interpretezi tu. Eu i-am dat un sfat care se poate să o ajute. Faptul că vreau să-și dezvolte propria personalitate și propria vocală, mi se pare un sfat extraordinar. De unde știi că ea nu poate cânta orice în stilul ăsta? Bineînțeles că, pentru că o să vezi. Uite, pe la 20 de ani își formează. Dacă mă puneai să cânt inclusiv de stat, eu îl cântam în stil Gypsy King. Ce mă, dacă îți place cânt flamenco, deșteaptă-te române. Între culori cunosc pe lume. Nu vă mai zic. Nu, dar știi ce? Noi doi facem... Noi doi... Știi ce tare? Nu, hai dacă... Deșteaptă-te, române! Bună, sunt Roxandra și am 9 ani și sunt din București. Mie îmi place să fac, să dansez, să colorez, să mă joc jocuri cu copiii. Când am timp, mă joc fața ascunselea, jucăm scrable, jucăm roata norocului. Când eram mai mică, am mâncat pământ și mă jucam cu copii atunci și am mâncat din greșeală pământ. Hey, hey! Ultimile ediții Nextar! Ne apropiem de marea finală Nextar! Avem o balerină! După merge balerină, da! Fenomena ai României! Hai mai în față, Ruxi, să rămână! Câți ani ai? 9 ani. 9, să țineți minte și asta, 9 ani are Ruxi. Tu de unde vii? Din București. București. Ce spuneai, Vasile? Nu, a... no, no, după mers am zis ceva. Că după, e ce... după mers ne-am prins noi că o să se țină de ponte. După mers v-ați dat seama cam ce o să facă. Arată-mi cu cine ai venit, Ruxi. Arată-mi cu... Eu am venit cu bunicu. Bunii acolo, bunicu. Bunicu, bună seara, bunicu. Cu fratele meu, Edi. Așa, Edi. Cu mama și cu Diana. Mami și... Ea e Diana? Da. Ea e surioara ta, Diana. Mami, de fapt, când te-am întrebat noi pe tine, Ruxi, ce-ai face tu cu bănuții dacă ei câștigă? Așa, într-o doar am stat de vorbă. Ai ținut de ce mi-ai spus? Îi dau lui Diana. Îi dai Diane. Așa-i că nu v-ați așteptat la un răspuns din ăsta, mami? Am rămas și eu uimită, că nu mă așteptam la un răspuns. Un răspuns atât de matur. Atât de matur, da. Diana e fetița pe care o aveți în brațe, e surioara Ruxandrei. Are nevoie de operație pe inimă. Oh. Da. Deocamdată așteptăm până la 2 ani și după 2 ani e... A colindat spitalele, fetița Diana. O vreme bună. Or să treacă și zilele astea, dar ne-a uimit și pe noi răspunsul ei matur. I-aș da toți banii Dianei ca să treacă de necazurile pe care le are. Adeseori te gândești... Laura, connector, uitați-vă la fetița aia din brațele mamei.
uitați-vă la ea. E foarte greu să facem asta, mai. Adeseori te uiți în ochii lor și nu-ți vine să crezi prin câte încercări trec ei. Vreau să spun ceva, Rux. Peste 70 de ani o să fiți bunici amândouă. Și tu, bravo. Și Diana. Așa e? Așa să te amândouă să fiți două bunici. O să vă amintiți de noi, eu o să fiu la fel de tânăr, la fel de știi, da, adică... Ne-ai schimbat. Nu, că de ce râzi, că nu înțeleg de ce râzi? Și voi două, Diana și Ruxi, o să vă amintiți de zilele astea grele, de spitalele prin care a trecut Diana, zâmbind și vorbind așa. Mai ții minte când am fost atunci la Nextar? Știi că noi am prins o fotografie cu voi două, arătați-mi fotografia cu ele două, cu Diana și cu Ruxi, doar cu ele două. Noi am prins, v-am prins într-o fotografie, așa cum sunteți, astea sunteți voi două, da? N-o să crezi, Ruxi, avem o fotografie cu voi și atunci când o să fiți bunici peste 70 de ani. Ia arătați-mi și fotografia aia, Diana și Ruxi, la 80 de ani, ia uite-le! Atunci când o să râdă de toate, de toate câte s-au întâmplat și se întâmplă azi. Să știi că și am fotografii și cu ei peste 70 de ani. Aha, o să râdeți de noi. Nu credeți? Nu. Vrei să o vezi pe Maria peste 70 de ani? Împăiați, Maria, ia arătați fotografia Mariei. Păi ia uite-o, Maria, când ești peste 70 de ani? Mamă! Ia dați-mi și pe Pepe la vârsta asta, nectuții. Ia uite-l pe Pepe! Maria se ține mai bine ca tine, nu știu ce să zic. Lora! Eu nu vreau. Nu vrei să te vezi? Bine, hai cu conector. Hai cu Lora, ia uite-o! Hai de viața! Îl vezi pe conector acum? Ia să vedem. Când o să fii tu bunicuță, conector o să fie așa. Ia uite. Ruxi, auzi ca matematică. Tu acum ai câți ani ai? 9. Peste 70 câți o să ai? 79. 79. Uite-l pe Vasile atunci. Ia uite. Vasile mai degrabă. Sean Connery, Sean Connery. Diana, ai toate îmbrățișele noastre și toate aplauzele noastre. Diana, e un omuleț care are nevoie de rugăciunile noastre. Auzi, negrule, dar... El nu îmbătrânește, mă. Tu peste 70 de ani cum? Să zicem că o să îmbătrânești. De ce? Să zicem că o să îmbătrânesc. Vrem și noi o să vezi negru. Hai să nu fie peste 70... Foarte curioasă cum o să arăți tu. Hai să nu fie peste 70 de ani. Am o fotografie, Ruxi, cum o să arăt eu la anul. Vrei? La anul. Ia, hai la anul. Negru la anul, ia. Băi, nu e asta! Băi, nu era! Negrule! Nu era asta! Asta cred că e la spital, că ai cămașa de forță. Băi, scoateți imaginea! Lasă că te hrănim noi cu lingurița! Scoateți imaginea! E bine, e bine! Mami, să vă dea Dumnezeu putere în viață! Aveți copii extraordinari! O să ne amintim de vremurile astea, așa e, de zilele astea! Ruxi, cu Dumnezeu înainte, aer în piept! Și nu vreau să văd lacrimi la tine. Da? Fără lacrimi. Sensibil. Of, Doamne! Ia, yeah, Ruxi!
adus balet la Nextar. E curaj? E curaj, nu? E talent al unui copil. Eleganță. Foarte frumos. Bravo, Ruxandra. Vrem să vă... Stai o secundă. Vrem să vă spunem un lucru important pe care... Tot ce ați văzut până acum, te las pe tine să o spui. Pentru Diana a fost. Bravo! Oh, da. Când o să fiți două babe, o să fiți două babe care o să stați și o să tocați amintiri, o să ziceți, am fost la emisiunea aia în care boșorogul ăla de Pepe n-auzea nimic. Am plecat, la revedere! Ia, Ruxi, mulțumesc, Ruxi, pentru lecție! Diana, să vă dea Dumnezeu viață frumoasă! Mulțumesc, Ruxi! Băi, ce copil sensibil, mă! Ce înseamnă dăruire pe scenă, chiar dacă da. Nu ești lucrurile perfect, când o faci în suflet, a făcut-o cu sufletul la Diana, la surioară. Ce înseamnă să crești, da. Să crești alături de frați? Pentru normal, că, cine nu are, nu cunoaște nu sentimentul, frați, da. Mai cu seamă că, în cazul lor, durerea apropie, cumva. Păi da, normal. Mai mult. Da. Extraordinar. Și urmă, numărul da. A fost sensibil, într-adevăr, și grațios, dar pe de altă parte și ușor trist. Da. Cam ca păi povestea... Păi ne-a introdus în poveste. Da. Dar are calități deosebite pentru o balerină clasică. Eu mă gândeam numai câtă muncă e. Numai câtă muncă, cât studiu e în fiecare sigur zi. Sigur că da, repetiți. Ca să ajungi la nivelul ăsta. O să fiu pe post de babysitter, o să mă ajut. Super, așa să am și o meserie și nu o să mă mai bată tata la cap. Nu vreau să pot să ai o meserie. Maia! Stai cu mintea, nu mai comenta. Vai, cât de bine, doamne. You raise me up. Urmează în câteva minute. Cel mai mare baron. Cine face cel mai mare balon de gumă de mesecat? Cu mesecatul ăsta, nu e deloc. Cel mai mare o să fie alii comparativ cu ea. Nu suntem un concurs, Pepe. Bună, sunt Maia, am 7 ani și sunt din Iași. Este o nume predestinat. De ce spun acest lucru? Sora ei, Diana, i-a dat acest nume Maia, care înseamnă prințesa florilor. Eram însărcinată și îi citeam lui Diana foarte multe povești. Într-o seară am citit Degețica, iar prințul florilor i-a pus numele Maia. Și când am născut-o, arăta exact ca o floare. Era așa de frumoasă și avea ceva deosebit, Maia. Anume faptul că își ținea picioarele într-un anumit fel, foarte desfăcute, adică. Îmi place foarte mult gimnastica să fac. Nici la televizor nu pot să stau. Fac roata, aterizez în sfoara, fac șpagata negativ, păi mă spun pe spate și crănesc picioarele așa. Nu am făcut gimnastică când eram mică, dar m-am născut așa. Maia are 3 vioare, într-adevăr. Una este de optime, una de pătrime și una de jumătate. Cum a ajuns Maia să aibă aceste 3 vioare? Cea de optime nu mai poate să cânte la ea pentru că este mică. Și atunci este pusă undeva în cămăruța ei pentru a-și aminti de acea vioară, este prima ei vioară. Cea de-a doua este cea cu care cânta și acum, iar cealaltă este prea mare, dar am achiziționat-o pentru că este o vioară foarte bună și atunci am găsit-o la un preț rezonabil și, s-o cânt și pentru viitor să o aibă. Și faci Maia, să rămână bine, da?
Și că oamenii ăștia încă te mai aplaudă pe tine. Hai, hai. Cum îi potolim? Ia, oprește-i tu din aplauze. Păi nu mai stați să vorbim și noi. Haide. Tu ai furat aplauze înainte de a spune bună seara. Ce simpatic e, nu cred. Auzi, Maia, câți ani ai? 7. Ai, clasa 1. 7. Eu n-am văzut în viața mea un omuleț care să... Ia cască gura. N-ai acum? N-ai? În viața mea n-am văzut un omuleț care să mestece atât de multă gumă de... Ți-ți place guma de mestecat? Da. Da? Mamă! Guma de mestecat. Când vorbeam cu gumă, când ne-am întâlnit cu gumă, când trebuie gumă de mestecat, da? Da. Ai la tine? Da. Ai la tine gumă? Da. Unde ai gumă? Ai gumă? Unde ai gumă? Ai gumă? Auzi? Maia, am o idee. Fii atentă, am o idee. Juraților. Gumă de mestecat. Ciungă de mestecat. Andra, adu-mi, te rog, cadoul ăla. Am pentru voi o provocare. Avem pentru voi o provocare. Maia, fii atentă. Un cadou important, mulțumesc, Andra, un cadou important, aici, mamă, nu e ușor, aici e cadoul. Cine face cel mai mare balon, știe cel mai bine, Maia, cine face cel mai mare balon primește o ofertă, un cadou extraordinar în seara asta. Vă dau gumă. Credeți-mă, merită. Maia, încercăm, adică da? Adică pentru noi ne dai nouă un premiu, stai puțin. Ce, da, e pentru voi, Laura. Pentru noi? Pentru voi, premiul ăsta, mamă, nu e ușor. Premiul ăsta e pentru voi. Cel care va face... Nu-l deschide. Nu, vrei să-ți arăci acolo? Da. Dar nu-l deschide. Tare de tot, așa e? Tare de tot. Bine. Cine face cel mai mare balon? Ok. Cine face? Ia, încercați. Hai. Maia, cea mai mare mâncătoare de gumă de mestecat din lumea asta. Două. Iartă-mă, unul e acolo, așa. Dane, dar voi doi nu sunteți în concurs, nu? Noi nu suntem în concurs, dar încercăm și noi. Cel mai mare balon, cine face cel mai mare balon de gumă de mestecat, primește cadou ăsta, nu e deloc. Cel mai mare o să fie alei comparativ cu ea. Noi nu suntem în concurs, Pepe. Noi nu suntem în concurs. Maia, poți să faci tu pentru mine, că eu nu știu. Mor de curios să văd pe Maria Cârneș făcând baon de gumă de mestecat. Ce ar fi să-mi ia sapul unul cât capul tău negru? Nu știu, gata, Conector e pe departe campionul! Iaaa! Conector! Bravo, mai ai câștigat ceva! Bravo, Renule! Dă-i tu, da? Conector e pe departe, vin aici după cadou! Conector e pe departe campionul! Mulțumesc, domnișoară, mulțumesc frumos! Excelent, Conector e al tău! Cel mai mare balon de gumă de mestecat făcut de Conector! Stați așa! Că am ceva emoții pentru că e Dan Negru implicat în cadou ăsta. Deschide, hai că vă tu! Băi, Renule, e un șoarece! Hai că-l deschid eu, fii atent! E un șarpe! Tabletă, mă! Aerul din balon! Bravo! Ce bine pare că ai luat țeapă! Stați! Știți ce am vrut? Am vrut să vă vedem moacele strâmbe. Lasă-mă, Doamne! Să aveți niște fețe! Mamă, ce-i la... Nu știu că acum am platou!
câștigat, bă! Bravo! De ce am zis? Da. Bă, nu știu, nu știu. Hai, Vasile! Mă, nu mă să cer. Na? Te aștepta la un cadou din partea lui Negru? Da. Maria, sta, Maria, Lora, dacă am început-o cu râsul, o continuăm tot așa. Actorie, așa-i? Actorie? Nu, actorie? Ha? Actorie faci, da? Actorie cu actiță pe care cu siguranță o cunoașteți, doamnelor și domnilor, împreună cu Maia în seara asta, Adela Popescu, mamă, să scăpăm cu asta! Adela și Maia! Să rămâne Adela! Subiectiva! Bună seara! Ești pregătită, da? N-ai, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum! Mai arătați-mi o dată pe ecran, o singură dată, fețele lor, așa, ia uitați ce fețe, a, uite la conectări, ia uite la ora, a, încă o dată. Și acum, și acum să o ținem tot așa, Maia, succes! Hai putem să refacem! Doamnelor și domnișoarelor, mă bucur foarte mult că ați venit astăzi. Ioana, Ioana, spune repede, dacă un băiat îți fură sandwich-ul, înseamnă că te place? Maia, în primul rând, ce cauți în cabinetul meu când am treabă? În al doilea rând, ce faci aici singură? Și în al treilea rând, unde te-a lăsat mama? Mama m-a lăsat. A zis să ai grijă de mine, că ea era coafor. Nu am cum să am grijă de tine, pentru că eu în două ore țin un curs de babysitter și așa am emoții și știa foarte bine asta. Iupi, atunci o să merg la tine, la mă. Nu mergi nicăieri, la stai aici cu minte. Păi tu ai treabă și știu eu cum faci când ai treabă, nu-i de bine. Păi uite, aici ai luat masterul. Aici rezidențiatul. Aici... Nu mă țin minte. Și aici, unde mi-a crescut al dințișor, ai luat totul la spitalul ăsta. Mamă, cât talent are, frate. Și semnul ăsta o să-l ai pentru că o faci pe deșteapta cu mine. Stai aici pe scaun cu minte. Nu mai scoți un sunet. O să fii pe post de babysitter. O să mă ajuți. Super! Așa să am și o meserie și nu o să mă mai bată tata la cap. Nu vot o post să-i fie o meserie. Maia! Stai cu minte acum, nu mai comenta. Vai, cât de bine, doamne. Dragile mele, m-a zăpăcit asta, mică. Mă bucur foarte mult că sunteți astăzi prezente într-un număr atât de mare alături de noi, pentru... Tu mi-ași nebună! Ești bună! Da, este foarte important că atunci când vă doriți să vă specializați într-un do... Ce tot faci fețe-fețe? Ce nu-ți convine? Poți să pun întrebări? Păi da, poți să pui întrebări, că dacă tu nu înțelegi, înseamnă că nu înțelegi nici ele. Dar pui întrebări, nu comentezi, da? Taci că încep! Bun. Dragile mele, acesta este un bebeluș. E foarte bine că l-a râs, că nu cumva să-l confunde cu un sipus. Maia! Ce drăguță! Am început cu asta pentru că, practic, bebelușul este... Dar nu, cred că mai bine renunț la partea cu bebelușul, ai dreptate. Tata are și că un bebeluș mai drăguț. Ăsta pare că de bia a făcut un prepus. Maia, nu mai comenta! E incredibil, fața vezi că încep. Întrucât bebelușul nu poate vorbi... Bebelușul nu poate vorbi? Nu, Maia, nu poate vorbi. Ciudat, eu l-am auzit pe vorul nostru, Ștefonel, spunând foarte clar cuvântul... Auzi, maimuță, și ce crezi tu că vrea să zică Ștefanel cu adubu dubu lubu lubu du? Eu cred că a vrut să zică... Nu am voie să zic cu un asemenea cuvânt. Ia hai, încearcă cu cuvintele tale și mă prind. Ia hai. Eu cred că a vrut să bea lapte de acolo de unde vine.
Vai de cap, Maia, nu joacă de băiatul. Maia, să știi că nu întotdeauna bebelușul... Nu întotdeauna bebelușul când spune asta, practic, asta vrea să spună. Să știi că sunt anumite situații când, dacă bebelușul spune adugu-dugu-lubu-lubu-du, asta poate să însemne mami, mă dor dințișorii, mami, mă doare burtica, sau pur și simplu îți mulțumesc că ai grijă de mine. Extraordinar! Adugu-dugu-gubulu înseamnă toate astea! Nu mai, gata! Din clipa asta, nu mai comentezi. Taci din gură și asculți. Dragile mele, a venit momentul să vă arăt cum se folosește un Pampers. Știu că o să regret. Vrei să pui o întrebare sau să comentezi? Să pun o întrebare. Pun o întrebare. Cum spune bebelușul? Am Pampers și unul. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Stai liniștită, să mă duc cu mami. Ea mă așteaptă jos. Ce are, bă? Ia uite-o, mă, oră. Ioana! Da? Adică sunt așa de fericită că e sora mea. Vino, încoace mai mult. N-am văzut așa ceva în viața mea. Mulțumesc, Adela! Adela Popescu, mulțumim mult de tot! Bravo! O păstrăm noi pe Maia, mulțumesc, bravo. Adela! Oapepe, oamenilor lor, celor care s-au ridicat în picioare să te aplaude, vreau să le reamintesc un lucru, stai așa! E important de spus asta, da? Foarte important! 7 ani! Știam, negru! 7 ani are Maia! Mai ești o dulcică și singurele cuvinte pe care aș putea să ți le adresez acum ar fi dubu-lugu-dubu-gugu. Lora, te doare capul? Mi se pare mie că așa ai o... ești încurcată. O vezi cât de încurcată e lor? Da, mare. De mult n-am mai văzut pe actorie atâta sclipire la un copil. Sunt șocată de cât de bun ești. Vasile, și nu exagerez cu absolut nimic. Ești foarte, foarte talentată și te rog eu... din tot sufletul să continui cu asta, că... Cu actoria. Ești foarte nu știu dacă bună. Nu e prea târziu să te apuci de meseria asta. Normal, nu e, nu e prea da? Târziu, s-ar putea da. Să fie prea târziu, așa? La 7 ani, dai seama. Deja 7 ani. Glumesc cu tine, Iubito. De unde? De unde vii? De-aia deja era tristă, mă gândeam, mamă, am 7 ani. 7 ani, bătrână. Maia, de unde vii? Din Iași. Normal. Din la Iași. Domnilor din juriu, doamnelor din juriu. Vrem să vă arătăm doar... Arată-ne tu degetul așa, arată. În marea finală și în seara asta, unul singur merge mai departe. Ce treabă grea aveți voi. Mulțumesc, bravo. Maia. Mulțumesc mult. Hai cu mine. Bravo, mamă. Bă, dar e personaj oricum. Deci asta mică e personaj, ea. Deci mi-a plăcut maxim, domn Vasile. Maestre, ce briliant, care nici nu e, totul vine de la Dumnezeu. Da. Totul e har, totul e talent. Pentru nimic? Că talentul știu ce e, dar îl apreciez, dar nu știe nimeni ce e de fapt. Harul. Da. Nu poți să pui degetul, da. Domnule, este o fetiță cu o poftă de joc și cu o vitalitate ieșită din comun, cu o voiciune care pentru vârsta ei parcă s-ar juca. Aici, da. Atât de naturală și fața... Atât de luminoasă, atât de veselă, totul e vesel la ea, totul e plin de har și de talent, de actriță. Să dea Dumnezeu să rămână așa? Că ea deja a învățat Ana Remere. Ana Remere. Mamă, cât de... Și va spune multe în teatrul românesc, pentru că are și un gen care nu-l are ea prin construcția ei fizică,
are un șarm și o carismă care nu se întâlnește atât de des. Este foarte rar în meseria asta de actriță. Și zicei că e argintul viu, bă, nu-i convenea nimic. Nu e așa ceva, n-am văzut. Da, mă, și ochii aia râd în cap, măi. Da, dinamică. Se potrivea și rolului, se potrivea rolului. Nu numai rolul, dar ea, asta e. Sigur că da. Nu mă pricep la teatru, dar pot să-ți spun că numele Maia e predestinat talentului. Da, adevărat, corect. Da, cuvântul meu, nu. Nu mă să pară... ești subiect. Nu. Maia, mi-a plăcut foarte mult de tine. Vreau să știu și eu, în cât timp ai învățat textul? Vreau să fii și eu actriță. L-am învățat în 3 zile. În 3 zile? Așa repede? Da. Vai. Sau în 2. Sau în 2. Păi hotărăște-te. În 3 sau în 2? Nu știu clar. Dar cu Teddy ai vrea să joci? Da. Ce rol să-i dăm? O să-i dăm mama. Mama? Sau tata. Sau tata. Tata. Vrei să fii ursoaică? Să fie tatăl tău? Nu, mai bine ursoarcă. Ursoaică? Da. Spune o replică. Ce spune tu dacă l-ai vedea? Bună, Teddy! Și îmi dai premiul cel mare. You raise me up. Urmează în câteva minute. Privițile. Câștigătorul emoții. Este... Privițile ochii. Simțiți-le inima. Wow! Și în sufletul lor acum. Salut, mă numesc Cosmin, am 13 ani și vin din Călăraș. Eu îl apreciez foarte mult pentru că este un copil analitic, uneori vede lucrurile mai corect decât poate le văd eu și accept părerea și ne sfătuim împreună în absolut tot ce facem. Eu am jucat în 3 filme, Pădurea Albastră, Dramaticus și Trupa de Show. Am jucat cu artiști foarte cunoscuți, cum ar fi Jean Constantin și Gabriel Dorobanțu. Poate a luat-o ca și o copilărie, pentru că s-a întâmplat înainte să meargă la școală. Era foarte micuț. Cutia cu semitonuri pe clavicin. Nu-și dădea seama atunci cine este Jean Constantin, nu-și dădea seama în prezența căror actori se învâte și ce șansă de la viață are. Mi-a plăcut foarte mult. Mai ales de Jean Constantin, era foarte glumeț și când nu era pe platoul de filmare. Când am fost la filmările acestor 3 filme, eram foarte mic, nu prea înțelegeam foarte multe lucruri. Era totuși interesant faptul că știam cum se trage un film. Vedeam camerele asupra mea, dar nu știam ce-i cu ele. Eu am 13 ani, dar la lucrurile pe care le știu m-aș considera de 44. Îmi place să cânt, să învăț și să mă documentez despre cosmos. Pentru vârsta lui privea lucrurile destul de serios. Mi-a plăcut că are idei așa mai profunde și m-am gândit că asta îl va ajuta în viață să facă, să reușească. Pentru a mă documenta despre cosmos, eu folosesc cărți, dar mai am și telescopul meu, luat de Crăciun, și un fel de mini-planetariu. Eu aș vrea să-mi fac o stație de lansare a rachetelor aeromodele. Cu planurile de la NASA. Un problema este foarte delicată, deoarece planurile de la NASA sunt numai pentru rachetele Redstone, care au o șansă foarte mică, dar au o șansă să explodeze la lansare. Nu pot spune că îmi doresc neapărat să aibă un job în muzică, dar îmi doresc să nu renunțe la muzică toată viața, pentru că muzica este un mijloc, este un refugiu sufletesc
este un mijloc de încărcare sufletească atunci când ai probleme și părerea mea că modelează foarte frumos sufletele. Ne apropiem de final! Next Star, ultimele încercări! Cosmin! Te studiază cu mare atenție. Văd că ți-ai dat jos bretelele. Fac și... Auzi câți ani ai, Cosmine? Am 13 ani, nu? 13. Mulțumesc, da. Frumos. Să vă spunem un secret. Schimbarea de voce, așa-i? Da. Super. Laura deja era... E vârsta la care o voce... E periculos pentru băieți la 13 ani. Periculos? Da. A fost o mare surpriză să aflu de la vecini că se ascundea în spatele casei să cânte. Pentru că nu-mi ieșea niciun cântec, eu mă duceam în spatele grădinii ca să nu mă audă nimeni și zbieram până îmi rupeam gâtul. Odată eu l-am rugat să-mi cânte și m-am speriat de ce am auzit, de cum cânta el și cum l-am auzit și am fost cu el la orelist. Și atunci am aflat că de fapt este în schimbare de voce și nu are alte probleme și l-am liniștit și pe el. Auzi, explică-mi, dincolo de muzică, Cosmine, da. Cum e asta cu matematică? Ești în clasă de excelență la matematică? Da. Dar cum e asta? Ce înseamnă asta? Se strâng mulți copii din tot județul. Din județ? Da. De unde vii tu? Din ce județ? Călăraș. Călăraș. Și se adună toți copiii din Călăraș, așa, da. Și? Mă rog, toți copiii de vârsta ta, așa. Dau un test. Ok. Și 25 ajung în clasa de excelență la matematică. Du-te, dau un test și se face o clasă specială. Aha! 25 din tot județul, e o clasă specială! Ole! Adică ești tobă de matematică, care v-a zică, da? Da? Îți propun un lucru, fii atent aici. Dați-mi și mie o șarfă, dați-mi o șarfă. Da, auzi, negru, până vine șarfa ta, Cosmine spune eu, negru, nu se pricepe la matematică decât la o singură operațiune, adunare. Ce adunare, bine, bine, Maria, enervează-mă, perfect, bun. Negrule. Maria, da? Negrule. Maria Cârnece ai să... Îți dau o problemă. Acum să vă spun un lucru, Maria Cârnece. Maria Cârnece a fost învățătoare. Profesoară, nu învățătoare. Profesoară? De muzică, profesoară? Da. De muzică, da. Ia matematică, da? Ia-mi excelență la matematică, nu te uita. Astăzi 25. Bravo, Cosmin. E bine așa? Asta e bine. Da, da. Te conduc eu așa. Stai așa. Stai așa. Dați-mi și mie problema aia de matematică, vă rog. Ia duceți problema. Pepe, Maria, ia să vă văd la matematică, da? Suntem bază. Bun. Ce-ți văd? Vezi de chiulele. Bine, mă. Fac eu o problemă și voi să încercați să o dezlegați. Stați așa, să pun și adunarea de care ziceam. Ia veniți aici, veniți aici. Hai, toată lumea lor. Hai, că suntem la matematică. Hai să o văd la matematică. Puștie în clasa, într-o clasă specială cu 25 de genii la matematică. Un spate, treceți în față, mă, de ce? Ia veniți aici. Și vreau să vă rog următorul lucru, domnilor jurați, doamnelor. Yes. Ia rezolvați, eu cu adunare, zici, da? Da, cu mine, Maria, cu adunarea. Ia rezolvați-o pe asta. Trei, rezolvați-o pe asta. Hai rezolvați. Bă, mai înghesuit ar putea să iasă un loc. Trebuie să schimbăm... Hai că spune și tu de mine. Hai rezolvați-o, 10 secunde mai aveți. 9 secunde, hai rezolvați-o, Pepe. 7 secunde, 5 secunde. Trebuie nimic, 3 secunde. Bineînțeles, mă, trebuie să mă o secundă. Ia-l-o operațiune. Stop, gata. Bine, mă. Mai bine le punem exact în foc. Să... Dar nu vreți să lăsăm pe ei. Să rămână tot optimist. Mă, rezolvați operația asta. Rezolvați problema asta de matematică. Nu, mă. Dacă ei face altfel acolo, altfel. Aici nu umbli. Stop! Hai că nu putem să mai iați. Da, gata! Hai, lasă, gata, s-a dus. Hai că nu știm, mă, chiar nu știm. Hai, gata, Vasile. Puștule. Băi, de 10 pe net probleme de matematică, așa-i? Da. Bun. Fiate, ești pregătit? Vreau să te rog un lucru. Vreau să te rog un lucru. Să te uiți, să te gândești bine și să-mi umilești jurații, da? Zici, băi! Hai! 3 plus 1 egal 18. Rezolvă problema asta de matematică. Puștule, nu mă fă! Hai! E pe net? Nu știu. Tu ești într-o clasă de matematică?
gata, m-am prins. Iată. Ăla e nen. 3 plus. Hai, Pepe, hai, Maria! Vreți să-ți arăt și eu ce ura? Da! De-aia de clasa întâia, fii atât. Hai că asta-i clasa. Șmecher. Încă-l pe negru, mă. Ăsta e un făraș. Așa. Ăsta e gunoiul. Din două mutări, în afară să atingi gunoiul, scoate gunoiul din făraș și să-ți rămână tot fărașul. Băi, ești nebun. Cum adică? Ăsta e făraș, da? Ăsta e făraș? Ăsta e gunoiul. Ăsta e gunoiul. Ai voie să atingi gunoiul. Din două mutări, trebuie să scoți gunoiul din făraș, să-ți rămână fărașul. Eu știu, da. Să rămână Zima... fărașul. Amă, că asta-i starea de-a cât s-a găsit în școală. Nu știu, jur. Păi cum ai, ce clas? Tu știi asta, o știi asta? Da, eu mă dau bătut, nu știu. Te dai bătut? Da, mă dau bătut. Recunoști că ți-o fac? Recunosc, zi-o. O fac eu? Nu, mă dau bătut. Te dai bătut, Cosmin? O fac eu? Haide, mă, să facem noi, haide. Deci ăsta-i fărașul, ăsta-i gunoiul din doc. Hai, eu pun asta. Și după asta. Așa. Și uite fărașul, și uite gunoiul. Bravo, mă. Vezi și asta, da. Eu zic să te ocup de manțocărie, ta matematica e grea. Lasă matematica deoparte. Muzică? Da. Să fie cu noroc vocea asta. Bravo! Cosmin! Thank you.
singură întrebare înainte de a vă lăsa pe voi. Cosmine, ajută-mă cu o informație. Doamna aceea elegantă, cu ochelari, cine e? Bunica. Bunica mea. Bunii, n-am văzut în viața mea așa aplauze, bunii! Uite, știi cum te-a susținut bunica? Știi cum te-a aplaudat? Wow! Să rămână bunii! Bravo, Cosmin! Bravo, bravo, bravo! Voce plină, așa cum sună și colegii mei. Masculinitate de la o vârstă, cât are aici? 13. Fantastic. Mă așteptam să aud o mică scăpare. Mă gândeam că poate Dan Negru ne-a prevenit să nu... Acum mi-am amintit. La schimbarea de voce. Am văzut la un festival în Călăraș. Da, la Flor de Mai. La Flor de Mai. Și acolo a cântat foarte capul meu. Acum am văzut. Mami, dacă mă înțelegi ce vreau să spun, e bună și matematica pentru tine să socotești cât de mulți bani o să câștigi din muzică. Adică las-o în durere ai de matematică. Muzica! Bravo, bravo! Foarte bravo! Îi lăsăm să vorbească. Mulțumesc, Cosmine! Bravo! Are o eleganță englezească, așa, nu știu. Da, și e British, foarte am British. Am văzut la festival la Flor de Mai, unde nu erau copii, erau tineri, adolescenți, cred că era cel mai mic în festival. Și? Se pare că a câștigat locul întâi oricum. Și a cântat o piesă la fel de grea. Eu m-am așteptat, fiind vocea în schimbare, să aud niște scăpări. Da, mă, asta și eu, am zis că Dan ne pregătește să nu depunctăm prea tare, să nu fim prea aduri. Nimic, că băiatul are vocea în schimbare. Copilul foarte bun și, băi, ce masculinitate. Băi, mi-a plăcut foarte mult, deci pentru mine s-a complicat. Copii mei, sunt câteva minute și aflăm câștigătorul acestei serii. Teddy a venit ca de obicei alături de noi cu premiul de 20.000 de euro pentru marea finală. Oare Teddy câți ani are? Cât credeți voi? 20 și ceva. Cât? Eu cred că 30 sau 29. 30 sau 29? Sau 30. Voi ce credeți? Sau 31. Cred că are 21. 21. Cosmin, tu ce zici? Eu zic că are 22. Să-l credem pe Cosmin? Da. Nu are 50, 60? A, nu, nu, nu. Îl văd așa mai bunic, mai... Nu? Înseamnă că poate să fie fratele vostru? Haideți să fie fratele nostru al tuturor și mergem în scenă să aflăm câștigătorul, da? Da! Next Star e show-ul care a creat tendințe, nu le-a copiat. Puștii pe care o să-i vedeți sunt plini de originalitate. Acum dumneavoastră, pe cine ați alege? Hey, you can see back. Ce m-a impresionat la ea a fost faptul că a cântat disc, CD, perfect, curat, fără niciun fel de gherlă, chiar dacă a sunat în stilul Rihannei. Dintre copii mi-e puțin teamă de Veronica, deoarece are o voce foarte frumoasă și tuturor le place cum cântă, cum zâmbește. Îi dragă șanță, joc, șanță, bat alpa cu toc. Că de mult n-am mai jucat, poate ta lumii din sat. Mult îi dragă șanță, joc, șanță, bat alpa cu toc. Că de mult n-am mai jucat, poate ta lumii din sat. Mai. E o fată frumoasă, îi place muzica populară, indiferent de zonă, ca dovadă că a pregătit în concurs și o doină din altă zonă decât cea natală. Mi-a plăcut foarte tare. Toți concurenții sunt foarte buni și au ceva special, așa că mi-e teamă de fiecare în parte. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am around your shoulders. Foarte bun, Cosmin. Foarte bun și o voce extrem de plină, a cântat timbrat, a cântat corect, frazare excepțională, nu falsează nici măcar o comă, e profesionist. Eu trebuie să câștig deoarece am un timbru deosebit. Dragile mele,
acesta este un bebeluș. E foarte bine că l arăți, ca nu cumva să-l confunde cu un ficus. Maia! O floare care va avea un cuvânt de spus în această deosebită și atât de fină meserie. Eu cred că trebuie să câștig, pentru că sunt micuță și drăguță. Asta e clar. În afară de lecția pe care ne-a dat-o de forță interioară și de demnitate, a cântat extraordinar de bine. Eu cred că ar trebui să câștig, deoarece am fost destul de gingașă și, din punctul meu de vedere, după cum am văzut, juriul i-a plăcut. Grațioasă, delicată, se vede că muncește și că face cu plăcere ceea ce face. Eu îi urez succes, indiferent de ce se va întâmpla în această seară. Dintre ceilalți copii, nici dintre acei copii nu mi se teamă, pentru că toți suntem câștigători. The story of my life, I give her hope, I spare her love, until she's broke inside. The story of my... A demonstrat că poate cânta și în forță, poate cânta și sensibil și ne poate face să urmărim și povestea și pe aia în același timp. A umplut scena frumos, corect și e un copil căruia îi place să fie artist. Dintre copii, mie mi se teamă de Veronica. Ea a avut foarte multă putere când era pe scenă, a cântat și bine, a avut o voce bună, pregătită, a avut și multă atitudine și de aia mi este cel mai frică. Este foarte imprevizibilă, are o interpretare originală și este o fată super talentată și cu o carismă de next star. Să vedem. I liked all of the children. And one of them, his name is Cosmin. He's saying, "You raise me up." And I really like him because he knows how to control his voice. And I like the song and he's just very, very good. Suntem la final de Next Star, ne pregăsim pentru marile finale! Copiii românilor, merită seriile de joi! Next Star are onoarea să vi prezinte! Ho, ho! Dan, aș vrea să mulțumesc prietenilor noștri pentru premiul din această seară. Mulțumim All View, Teddy pentru premiul de 20.000 de euro din marea finală. Mulțumim de asemenea și prietenilor noștri Fenicia Hotels and Resort, hotelurile Andy și Răstrău, Almondo Pizza și Mobila Dalin. Vă mulțumim! Pepe Lora, în spatele vostru sunt sute de priviri ale părinților, doamnelor, domnilor, mami, tati, aveți aplauzele noastre, mulțumim! Ia uitați-vă la ei, sunt oamenii care au făcut posibile aceste seri, mulțumim pentru tot! Am un premiu aici, am un premiu! Un singur premiu. Acolo e păcatul, că nu e numai unul. Oh, l-am pus aici, da? Ați ales, da? Ați ales? Am ales greu, dar s-a ales. Ați fost una din cele mai mișto găști
care a fost vreodată aici. Sunteți super mișto toți, sunteți extraordinari, dar mai bine să vă spună cei din jurul. E vreunul care are curajul să anunțe? Nu. Are cineva curajul să anunțe? Curajul, e cineva care... Am legat-o pe Laura. Da. Laura? 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 E decizia noastră. Laura are decizia. Laura are decizia. Carmen a spus, Doamne ajută, am auzit-o aici. Laura are decizia. Laura! Noroc că am rochia lungă, nu se vede cum tremură genunchii. 99% fete. O seară foarte frumoasă. N-am observat asta, emoționantă. Bine, și un bărbățel, adică tu deja nu pot să spun despre tine că ești un băiat. La ce voce ai, dragule, am să încep cu tine, Cosmin. Nu m-am așteptat, nu m-am așteptat, nu mi-am dat seama după felul în care ai vorbit, că atunci când vei cânta, voi auzi acel pachet de frecvențe. Și cred că îmi permis să vorbesc în numele tuturor colegilor, ne-ai lăsat cu gurile căscate. Cosmin! Ești extraordinar de talentat și depinde doar de tine dacă alegi matematica sau muzica. Eu cred că minte, poți să le îmbini. Eu țin minte doar aplauzele lui Bunii. Cât de tare l-a aplaudat Bunii pe Cosmin. Ia uitați-o pe bunica acolo. O familie și bunicul. Veronica. Ne bucurăm foarte tare că ai ales concursul nostru. Ai cântat o piesă extraordinar de grea. Am mai auzit-o pe această scenă. Și pot să spun că ai fost la alt nivel, pentru că ai cântat și cu trupă. Și noi apreciem foarte tare curajul unor copii de a plusa cu ceva. Mulțumim foarte mult, Veronica. Malteza. Colega mea de cosițe, Carmen, am tot discutat cu Maria dacă este vreo regulă. Tot timpul, și eu sunt moldoveancă și mie îmi place să cânt muzică populară. Pe mine mă ating foarte mult doinele din Gorj. Maria știe. Și tot întrebam Maria, dar este vreo regulă dacă eu sunt din Moldova să cânt neapărat folclor moldovenesc? Adică nu pot să... Și mă bucur foarte tare când seara asta tu ai venit și ai zgâțit puțin regulile astea din temelii. Iubitoare de folclor, de folclor românesc. Și eu iubesc folclorul foarte mult și mă emoționează cel mai mult. Romina. Romina. Arăți ca o vedetă. Așa te-ai și comportat pe scenă. Te-ai îmbrăcat foarte cool. Îmi place foarte mult de tine. Mi-a plăcut foarte mult scenografia. Ce s-a întâmplat? Coreografia din spatele tău. Nu știu cât ai văzut tu, dar ai să vezi la televizor. Foarte frumos, acele fete bau-bau pe care ați reușit să le alungați. O piesă grea, niște intervale dificile, te felicit. Duminică la prânz ești o să vezi reluarea, Romina, și o să-ți placă. Alexandra. Nu vreau să crezi vreo secundă că ți-am criticat talentul. Eu când mai dau sfaturi așa, ușor mai dificile, da? Fac asta pentru că eu cred foarte tare în talentul omulețului pe scenă. Și știu că acel omuleț, pe lângă faptul că e talentat, e și foarte inteligent și înțelege ce vreau eu să-i spun. Eu sper că mi-ai înțeles punctul de vedere și că am fost pe aceeași lungime de undă. În fața talentului tău, Alexandra, ai plecăciuni! Ești foarte bun. Maia. Acolo te-ai ascuns? Maia, noi rar vedem ce am văzut la tine pe actorie, la Next Star. Cred că odată, când a fost Carina? Barticești? Barticeștiu, când a fost Barticeștiu? Rar e cineva care să fie pe teatru atât de bun ca tine. Să aibă actoria în sânge. Nici nu știu ce să-ți spun. Ai pachetul complet. Ești foarte
jucăușă, îți clipesc ochișorii, ești frumoasă, ești talentată și, și inteligentă și bravo. Bravo. Câți ani ai, Maia? Câți ani ai? Șapte. O ține minte pe asta. O păpușă. Mulțumim. Ruxandra, greu momentul tău. Foarte greu de... Foarte greu să fii juriu când există o poveste atât de, de tristă în spatele unui concurent. E foarte greu. Și să vezi cum acel concurent luptă, după ce își expune povestea, luptă să-și, să-și facă momentul și să fie în competiție. Te felicit, draga mea. E... Îți doresc să fii puternică pentru serioara ta și sunt convinsă că va fi bine. Sunt convinsă că va fi bine. Ești foarte talentată. Alice. Alice, ne-a păcălit Alice. Alice. Ne-a spus că are 8 ani, are 18 jumătate. Da, ne-ai păcălit, Alice. Asta e, nu-i nimic. Un, un omuleț foarte special. Ai o distincție și o, și o maturitate care nu... De obicei, când vezi un copil care vrea să pară om mare, de obicei... El se joacă de-a omul mare, dar tu chiar ești foarte matură. Probabil problemele tale pe care tu ți le duci atât de demnă te-au maturizat înainte de vreme, dar să știi că te-au maturizat frumos. Alice, în ce lună ești născută? În ce lună ești născută? 22 februarie. Februarie? În 22 februarie? Eu sunt în 23 februarie. Eu fac 21, tu faci 19 acum? În 22, 19 ani, în 22 februarie? Bravo, mă Alice, bucur 19 foarte tare ani, că ai părinții... Mă bucur foarte tare că părinții tăi te încurajează să faci muzică și că nu te lași doborâtă. A fost o lecție de viață ce ai făcut tu aici cu noi pe scenă. Alice! Ha-ha, ce talent! Îți mulțumim! E, acestea fiind spuse... Dă-ne rezultatul, Nora! Arde scena! Aș dori să dau cuvântul colegului meu... Bagă mare, gata. Lora n-ar vrea să anunțe, n-are curajul să anunțe. Nu, pentru că e foarte greu, pentru că toți ați fost extraordinar de buni. Știu că deja e poezie ce spunem noi. Cei mai buni din cei mai buni aici. Da. Iosită și rămân cei mai buni din cei mai buni. Vreau să completez un pic. Lora, până la urmă, așa este. Sunt foarte mulți buni, dar totuși cineva a fost cel mai bun în această seară. În această seară. Nu înseamnă mai mult. Arde scena, Lora! Câștigătorul este... Priviți-le ochii, simțiți-le inima. Wow! Și în sufletul lor acum. Ce seară! Ce copii au românii! Dumnezeu înainte lor, sunt extraordinari toți cei care au urcat aici pe scenă. Asta e așa e. Maia! Zile emoțiile, Maia! Ești în finală, Maia. Ești în finală. Maia e marea finală ale 7 anișori. Copiii românilor, meriți aplauze tuturor.
bucur foarte mult că am câștigat acest premiu. Chiar mi-am dorit. Și am zis într-una că eu o să câștig, eu o să câștig și chiar am câștigat. Nu mai am cuvinte. Nu mă așteptam, deși ea zice că se aștepta. Nu mă așteptam, pur și simplu. Îmi pare bine pentru ea. Experiență frumoasă, amintiri frumoase. Și cam atât. Emoții mari. Are un haz deosebit, are o voioșie, o voiciune, are niște sclipiri în ochi care te fac să îți atrag imediat privirea, pentru că indiferent câte personaje sunt pe scenă, ea atrage atenția indiferent ce ar face, că are replică sau că nu are replică, tace și pregătește să dea replica sau ascultă partenerul. E ceva greu. E bună, îi joacă ochii în cap, e fericită tot timpul. Personajul, nu mai spun că îi se potrivește mănușă, eu așa o văd, o actriță de comedie. Măi, fetița asta ne-a electrizat pe toți. Maia m-a impresionat prin naturalețe, prin dezinvoltură, prin sinceritate. Adică, cum să spun, s-a comportat ca și când ar fi jucat, mă rog, rolul ce a avut de jucat, cu o prietenă, fără camere, fără public, fără juriu, și lucrul ăsta s-a văzut. Adică n-a fost timorată, nu s-a bâlbâit, nu s-a încurcat. Cred că va face carieră. Dacă îi va plăcea lucrul ăsta, cred că va ajunge într-o zi foarte sus. Maia. Wow. Atâta strălucire și pe teatru, adică sunt foarte curajoși cei care vin pe actorie, pentru că în proporție foarte mare vocea pe note muzicale, adică interpretarea unei piese, cumva, poate sună nedrept, dar cumva e mai apreciat, mai ușor de digerat. Și atunci, ca să fii pe actorie pe această scenă și să spună wow un juriu și să te bage în finală, înseamnă că ești foarte, foarte bun. Și Maia este extraordinară. Deci este un star. Toată lumea este a ei.